Sau și eu am găsit un nou joc pe canal, se numește Firewatch și un joc pe care îl aștept de foarte mult timp. Dacă mai țineți minte, undeva prin 2014 am făcut o prezentare cu acest joc și iată că am reușit să facem rost un pic mai devreme de el. Se lansează pe 9 februarie, dar am primit un preview build și putem să jucăm câteva chaptere. Acum nu știu exact cât avem din joc, dar vom juca cât putem până pe 9 februarie și pe 9 februarie, când se lansează, continuăm. E un joc survival combinat cu aventură, combinat cu mister. Și mi-a plăcut foarte mult ideea și am vrut să îl jucăm. Hai să pornim. Ideea e că noi suntem un tip care se uită după foc. Am ajuns la jobul nostru, aici în acest turn. Se uită după foc în pădure, să nu cumva să dea cineva foc în pădure. Și din această idee se întâmplă ceva, se întâmplă un mister. Și să vedem despre ce e vorba. Și nu uitați, dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și vom mai continua cu episoade. Nu știu, mie mi se pare genial. O să vedeți. Nu vă mai zic mai mult, o să vedeți. Așa, hai să deschidem ușa și misiunea e să deschidem electricitatea. Ok, turn on the power. Da, așa, unde... uite aici radio-ul. Să luăm radio să vedem cine zice. Tipa care vorbește cu noi e supervisorul, adică tipa care se ocupă de toată operațiunea asta, șefa noastră, practic. Așa. Hello, whoever this is. It's Henry, right? Ok. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. Uite cât de tare poți să faci, poți să uiți la cartea asta. So, what's wrong with you? Doamne, cât de Excuse me? tare e sistemul. People take this job to get away from something. So, what's wrong? Poți să iau What's orice wrong de with pe you? aici. That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't Ah, really deci follow două whatever zile you're a saying right durat să now. ajungă aici, se pare că. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Vrea să doarmă, că a obosit Sure, până când a buddy. venit aici. Okay, now go ahead. Și acum putem să-i răspundem. You've killed 3 ex-husbands. Hai să-i zicem nobody back home can stand you, că nu prea e așa politicoasă. Okay, you're probably out here because nobody back home can stand you, which after this brief introduction is not a big shock. Uite cât de superb e jocul ăsta. Ouch. I'll chalk that up to you being tired and grumpy. Well, I'd better get some sleep then. Să doarmă, Well vrea. said. Now it's my turn. Okay, good night. Bye. Flora? Let's see. I don't know anything Map about table. you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Dar ne întreabă practic de ce suntem Welcome to the aici, job. de ce am luat jobul ăsta și de aici începe joculețul. Asta a fost prima noastră introducere cu caracterul care vom interacționa. Se pare că Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. caracterul nostru e un You probably scriitor. slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Aha, poate să ne vadă la... A zis că poate să ne vadă aici, la masă. Nu știu unde e ea de poate să ne vadă pe noi, dar... Oh my god, cât de superb e jocul ăsta. Bun, hai să luăm radio. Și... Să-i Hey, răspundem. sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Oops. Se o hartă. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's Să ne a spune big ce avem de hole in your făcut. room with a round map on it. Do you see it? Round map. Aha, chestia asta de aici, map table. Da, o văd. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 Și că cu by asta găsim focurile în W.A. pădure. Osborne? You use this to spot, you guessed it, five... What the fuck? What is What? S-a întâmplat Nothing. ceva? A You zis what the fuck? use this to... Oh, fuck me! What? Got language, lady. Ce ură vorbește? window, are you seeing what I'm seeing? Ce? Se întâmplă ceva undeva. Are those fucking fireworks? And to use a compass. În ce parte a zis? I need you to confirm. Do you see them? Trebuie să vedem unde, din ce parte. Și că există un foc undeva, dar n-am reținut în ce direcție. Zoom-o. Seriously, are you seeing this? Nu. Hai să ies. Nu pot nici să ies. Henry? Yes? Nu pot să-i confirm până că nu văd eu, practic. A, uite acolo, artificii. A,
what the fuck? Cine dă cu artificii în pădure? Trebuie să-i oprim pe aia care dau cu artificii. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Okay. Go there and set him straight. Trebuie să mergem acolo să vorbim cu ea. Like kick the shit out of them. Like kick the shit out of them. Să-i batem pe ea. No. Jesus. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Okay. Long as done. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Ha. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The cash box 306. It's actually that for all of them. Secure. Smart. Smart. Shut up. Bun, M to read map. Avem o hartă. Păi cât de interesantă. Deci uite, când merge așa cu harta, uite cum face. Iată. Absolut genial. Cash 303 și noi suntem acolo. Jonesy Shore. Nu, Lake, pardon. Bun, și mie mă interesează. Sunt acolo și mă interesează să ajung la 306. Da, 306, trebuie să mergem pe drumul ușor ăsta. Practic. Dar uitați-vă cât de superb e jocul ăsta. Deci nu vine să cred ce grafică poate să aibă. Absolut superb. Și povestea e foarte interesantă. N-am intrat încă în povestea aia mare. Să vedem despre ce e vorba, dar în curând o să intrăm și acolo. Nu știu cât avem din acest preview build, v-am zis, nu e jocul complet, am primit un preview build. Și se pare că nu pot să sar pe aici. Hai să văd unde sunt, sta acolo. Trebuie să o colim, cred. Dar atât cât avem, vom juca și în momentul în care nu mai am, aștept să se lanseze jocul și atunci vom continua cu episoade. A, pot să merg și pe acolo, dar cred că mergem bine pe tot înainte. Și era un copac acolo. Se pare că în jocul ăsta nu merge să sari. Dar uite că am găsit ce trebuie aici. Ok. Supply box. Care era codul? Nu mai țin minte codul. Pot să o întreb pe tipul ăsta din nou? What's the code again? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, pe bune, ăla-i codul. 1, 2, 3, 4. Și casa-i la toate cutiile astea. Ok, avem o hartă. Putem să ne marcăm pe hartă locațiile. Map updated. Avem un note. Ron Heyman couldn't take it, so I locked up his lookout. Aha. Ne interesează frânghia pe noi, în mare parte. Ok, frânghie. Și hai să luăm. Nu știu să mă mai ce mai e pe aici. Ce ne-ar mai fi folositor. Și o ciocolățică ceva. E bună și asta, pare bună. Nu. Drops, eat. A, pot să mănânc. A băgat-o în el direct. Și asta e tot de pe aici. Acum dacă deschid harta, mi-e marcată zona, vedeți? Medicine wheel, two forks lookout. Faza e că, în ce direcție o fi ăștia? Trebuie să merg spre sunet. Că i-aud pe ăștia de dau artificii, dar nu e ok să dai artificii în pădure pentru că poate să ardă ceva și nu de alta, dar să ardă toată pădurea. O să fie rău. Ok, putem să și fugim, asta e bine. Aud artificiile undeva pe aici. Și de ce dai artificii ziua? Adică, pe bune. Artificiile de obicei le dai noaptea. Nu știu, cel puțin eu așa cred. Și un copac rupt. Wow. Se pare că ne apropiem. O secundă să verific eu ceva. Ok, tot în regulă. Bun. Are un sistem ciudat de a fugi. Trebuie să te folosești de R. Tasta R de pe tastatură ca să fugi. Rob hook. It's steep. Putem să vă... Attach the rope. Să ne atașăm cu frânghia. Ok. Space bar to repel. Ușurel, ne lăsăm în jos. Aproape, oh, nu!
Fuck. Și-a rupt spatele puțin la căzătura asta. Mă, nu știu, mie mi se părea destul de aproape ca să te duci cu picioarele, nu trebuia să faci asta, dar... Nu știu. Ia să văd. Ah, uite, asta putea să cobor cu picioarele, trebuia să te duci cu frânghia. Report climbing accident. Report. Cum fac aici? Trebuie să văd... Da, am și un notes and documents. Dar acel radio... Nu știu cum îl scot. Încerc... Ia stai o secundă să mă uit, că nu m-am uitat la... Controls... raise radio, left shift. Cred că nu poți să anunți decât în momentul în care îți apar prompturile alea. Altfel nu merge. Ok, hai să mergem mai departe. Și să vedem despre ce e vorba. Pot să cobor și mai tare. Dar pe noi cred că ne interesează aici să ajungem undeva. Noi suntem acolo acum. Thunder Canyon. Nu știu sigur dacă mergem în direcția cea bună. Harta asta e destul de mare. Report media. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our... Ah, uite, sunt niște chestii aici. Maybe keep heading west toward the lake. Heading west toward the lake. Unde e un lake? Unde suntem noi? Suntem acolo. Aha, mergem pe direcția cea bună că trebuie să ajungem acolo la acel lac. Dar deja văd zone aici. A nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Yeah, iată. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Au băut bere ăștia care sunt aici. Și-au făcut mizerie. Sure am. I would like to retract my statement about knuckle sandwiches. Poți să... Hold. Ah, poți să bag în inventory. Dar de ce aș vrea să le iau pasta? Pasta nefolosită l-aș lua. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What? You don't like a cold Moscow light on a hot day? Red Eagle. Bere. But then again, I didn't say my manners were any good. O să le iau pe astea. Astea care sunt bune le iau, alealte nu văd ce rost are să le iau cutiile alea cu... Sau nu știu dacă am spațiu limitat în inventory, cred că le iau pe toate. Că poate pot să le folosesc pentru ceva. Și după aia o să regret că nu le-am luat, așa că mai bine le luăm. Luăm și pe ăsta. Și mai e altceva de raportat pe aici? Nu. Văd acolo două ghiozdănele. Și un foc, what the fuck, un foc. Și uite artificiile. De ce ăștia sunt aici? They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Nu mă lasă să umblu în ghiozdanele lor. Normal. Campfire, they did... Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Da, n-ai voie să faci foc aici în pădure. Oh, shit. Whiskey? They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Și sunt și beți. Îl luăm. De ce nu? Bagă-l acolo la tine în ghiozdănel. Uite artificii. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Pot să mă uit și în sus și în jos. Pot să fac așa cu mâna dacă vreau. Adică e foarte detaliat și vedeți că texturile sunt high-res. Le confiscăm. Și confiscăm și berea asta dacă tot e pe aici, pentru că berea trebuie să fie confiscată, da? Stomp out. Hai să închidem focul ăsta dacă tot asta e jobul nostru până la urmă. A mers? Nici nu-mi dau seama. Că în principiu ar trebui să fi mers. Bun, hai să mergem mai departe. Trebuie să ajungem spre lac. Ăștia cred că acolo sunt. Băieții ăștia care dau cu artificii pe aici, pe la noi. Oh, dar ce avem aici, oameni buni? Dar ce avem aici? I found a bra. A nudie pyromaniac. Ăștia sunt dezbrăcați. Trebuie să examinăm asta, neapărat. Se confiscă. Nu pot? Nu pot să confisc. Oh, doamne. Ok, ok. Ia uite ce-am găsit. There are, panties? Kilos de damă. I don't want to say that word again. Ha! Panties.
Așa, ce mai avem pe aici? Ah! Oh! Sunt două fete dezbrăcate în apă. Două fete dezbrăcate. Da. Naked ladies out here. Can you handle that? Found them. I like naked ladies, same. Ce fac ei acolo? You know. Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. I'm găsit. In the lake. Skinny dipping. Yeah. Sunt dezbrăcați. Enjoy dealing. Full stereo. Îl arunc în apă. Fight another firework and it won't be your stereo, I wreck. Da, n-aveți voie cu foc în pădure. Băi, ia uite mă ce rele sunt. Aolo. Păi de ce v-ați dezbrăcat și v-ați aruncat în apă? Ia uite-le că fug dezbrăcate. Find a way back to the Forks lookout. Deci se pare că erau două tipe. Mă gândeam că era un grup mare, după cum părea, dar se pare că erau două tipe. A little hot. A little hot. What's a little hot? Two Forks. Some of their personal property took a swim. Le-am aruncat ca să tufă în apă. Nope. Thanks for dealing with him though. Seriously. No problem. Ok, mergem mai departe. Băi, nu știu, jocul până acum e absolut genial. Deci nu mi-am imaginat că e atât de tare. Se pare că nu e foarte mult survival, cât e mai multe poveste. Dar povestea e atât de interesantă încât o ador. Hai să vedem dacă mergem bine pe aici. Să nu cad. Spacebar to climb up. Și vedeți că fiecare chestiuță are animații făcute. Că e o carte, că te ridici. Orice are animații făcute și îmi place chestia asta. Hai să vedem pe unde suntem. Find a way back. Aoleu, suntem departe, dar aș putea să merg până în partea cealaltă. Find a way back to the Two Forks lookout. Deci noi trebuie să ne întoarcem de unde am venit. Dacă mergem drept pe acest râu, ar trebui să fie în regulă și să ajungem. Acum nu știu dacă o să reușim, dar vedem. Am luat o altă rută. Confession to make. Da. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Era beată când a vorbit cu noi aseară. Și vorbea rău cu noi, vorbea urât. I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Okay. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Poți să trec pe aici, nu pot. Mai eu merg pe lângă râu, ar trebui să merg mai în, da, merg mai în față și vedeți că acolo e Cache 303, dar n-am treabă cu Cache 303. Imediat într-o parte, o să trebuiască să mergem în dreapta și ar trebui să fie în regulă și să ajungem la lookout. Oh, what the fuck? Hey, I heard some thunder. Thunder, fulger. Fulger și tunet. Vine furtună. It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Yeah, I'm not sure I got a lot of choice in getting struck down. Especially not with your electric personality. Ugh. I see my joke did not spark your sense of humor. Ugh. You're not enjoying our current conversation? Am ajuns la 303, aparent. Oh my god, lady. The arc of our budding friendship. 4. Păi dacă tot suntem aici, o să deschidem. Hai să vedem map. Hai să ne marcăm pe hartă ce chestiuții mai sunt pe aici. Cache 303 e marcat. To Forks Lookout. Horn. Mă aștept cu ceva acest horn. Nici nu pot să-l iau. Pot să report. There's a horn in here. Horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone and horns are made of the same stuff as your fingernails. Am găsit o lanternă. I guess this is a bone. Antler. M-a orbit. Ok, am găsit o lanternă, asta e bine. Și în rest, cred că asta era. Hai să ne uităm pe hartă unde suntem. Suntem un pic mai departe. Da, trebuie să ne întoarcem și să găsim un loc. Undeva în dreapta sau în stânga? Hai să mă uit.
În stânga, cum ne uităm acum, ar trebui să fie, cred. Nu știu dacă putem. S-ar putea să fie sus. Vedeți voi? Undeva pe aici ar trebui să fiu acum. Dar din cauza că... ok. Dacă merg tot înainte, oricum se duce unde trebuie. O să mergem tot înainte, pentru că altfel ar fi trebuit să mă întorc. Și n-are niciun rost momentan. Problema cu furtuna e că dacă vine vreun fulger, posibil să apară foc. Și nu e ok deloc. Avem un cave aici. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Prin cave trebuie să mergem. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Okay. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. Cât bate joc de noi? So this is another one of your jokes. Yeah, it is. Oh, yep. What the fuck? There's some guy out here. Are o lanternă cineva? Some guy? Cine e ăla? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? What the fuck? I don't think so. Cine era ăla? Henry, there's something something someone should have told you about this area. Ceva se întâmplă cu zona asta? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, yeah, okay. I get it. Se întâmplă ceva cu zona asta, nu știu ce. E un mister, nu știm că despre ce e vorba. Ci drept era cineva aici. Poți să te duci până vrei pe aici, din câte văd. Sper să nu cad. Hai, ușurel. Trebuie să urci pe aceste pietre și să ajungi acolo. Gata. Hai să vedem unde suntem acum. Suntem pe drumul cel bun. Mă, că furtuna asta e și ea pe drumul cel bun. Hai să ne grăbim. E tare sistemul ăsta prin care te cațeri. Adică, practic, tu apeși un buton, dar poți să îți miști camera și să vezi toate animațiile astea. E interesant. A obosit săracul, nu mai poate. Oulă! Dacă ți-a prins degetele acolo, apă-i de rău. That trail isn't closed anymore. A dărâmat semnul. Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. What? Examine. Asta e WC-ul. Just the outhouse then. The bathroom. You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. E WC-ul, yeah. I pee wherever I want as well. Generator. So this generator is all the power I've got out here. Okay. Yep. It doesn't go through much gas and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with your fuck? Box. I could never. Ce face asta descris aici? What the fuck? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground. Cine l-a dat pe jos? You right? Yeah, look, the wind? Cineva a intrat în turn, cred. Fuck me. Cineva a intrat la noi în turn, dar de ce? What the fuck? Oh my god! Bă, cineva... Report vandalism. A intrat și ne-a rupt tot pe aici. Oh my god. Someone broke in. Da, a intrat aici cineva. Au distrus tot. Au spart geamul. I'll let the Forest Service know what happened.
I'm gonna have to fix the window. Fuck. Tomorrow, Henry, you won't be cold. Broken glass. Nu pot să mai raportez asta. Kettle? Pot să-mi pregătesc cafea aici? What can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii 50. Do you have any idea? A raportat. Poți să fie fetele alea care l-am aruncat noi casetofonul. I did probably piss off the girls at the lake. Fuck them. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires and that's about it. And now I've got to worry about some but violent campers? Da. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially... Să investigăm cine ne-a făcut chestia asta. I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Just point me to the Forest Service weapons. Să facem rost de o armă, să ne simțim în siguranță. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Și că oamenii se sinucid cu armă. Ok. Și am trecut la ziua a doua, aparent. Nu știu câte zile am disponibil în acest preview build. Habar n-am. Asta ar fi ziua a doua. Ne-am trezit, ne-am trezit. Dar ziua a doua, ia să vedem. Trebuie să răspundem. Ne-am trezit. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. Ah, s-a dus linia de telefon. Trebuie să mergem să o facem, cred? Should I be worried? About what? We can't get help if we need it. Oh, you're tough, Hank. You don't seem like the guy who likes to ask for help. Sure. What I need you to do, though, is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Doesn't mention a cave. Yeah, of course. Oh my god. So, you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. Ok, sună bine. It's Henry. Dar ne cheamă Henry, nu Hank. Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Ok, alright. Ok, și trebuie să facem asta, da? Asta vom face în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!